Salutare tuturor, eu sunt Emilian și bine v-am găsit la un nou videoclip cu Forza Horizon 5. Fraților, astăzi nu ne jucăm, astăzi vreau să deschid foarte multe d-astea wheel spin-uri. Îmi apare 9 plus cu 9 plus. Hai să le deschidem prima dată pe astea de la unde sunt, mă, la mesaje. Mesaje aici, așa. Pentru că, mă, nu cred că am deschis niciodată chestiile astea. Și aici sunt doar super wheel spin-uri. Mama, cred că mi le pune pe toate, mă, fac. Deci nu mi-aduc aminte să fi deschis vreodată chestiile astea. Am avut 79 de super wheel spin-uri. O să le dau skip, că n-am chef să aștept. Bine, bine, până acum e caca. Mi-a dat niște cărâuri cei drept, dar nu vreau cărâuri, vreau mai... Yes, Halo Team Part 1. Deci mie o chestie galbă. Dude, dă-mi Shelby-ul ăla. Vreau mașinițe. Mi-a dat un Audi. Mi-a dat un lab coat. Nii, mă, fiți atenți că pe ăsta vreau să-l pun pe mine, că e fain. Un Ford Falcon 1972. Nu-mi dă nimic, bă. Mi-a dat un Fes și un Lotus Elan. Am câștigat Elanul. 300.000, mamă, mi-a dat doar bani, nu pot să cred. Mai am 69 de alea. MBC, animă, Merțan. MB înseamnă Mercedes-Benz, da. Ceva C-clas. Chevrolet Corvette. Măi, eu mă bucur când primesc mașini. Acum nu știu dacă poți primești și duplicate. Dacă poți primești duplicate, e nașpa. Nu contează de ce raritate. Mie îmi place să primesc mașinuțe. Dar aș vrea și eu unele mai șmechere. E nimă la asta. RZR 1000. Zici că e luat de un farming. Golf, dăm golful. A, mi-a dat golf. Ce golf e ăla, mă, de 2014? E golf 7. Mai mult ca sigur. Puteai să-mi dai 250.000 ăla dacă tot nu-mi dai nimic. Mamă, deci nu-mi dă nimic, mă, frate, mă. Mamă, ce era acolo jos? Mi-a dat 5.000. Deci mi-a dat 5.000 pe aia din jumate când puteam să primesc scorul. 175, ori o mașină de-aia mega șmecheră. Oare dacă nu mai dau skip, îmi dă chestii mai bune? Oare se supără jocul că îi dau skip? Hai că-l las odată ea. Ce îmi dă dacă nu-i dau skip? Mi-a dat 175.000. Deci nu vrea să-mi dea nimic, mă, frate, mă. Mamă, ce sărăcie! Un Golf 98. Golf 4. E drăguț golful ăla. Mi-a dat-o, mă, ești nebun, Maserati GTS FE. Forza Edition, sau nu știu cum îi zice. Clean Skills Boost. Are boost-ul ăla, nu e ceva așa spectaculos. Dăm Koenigsegg-ul ăla, că nu știu cum se citește. Dar e faină ca mașină. Hai, mai departe. Audi RS ceva? Nice. Mi-a dat o roche și cu blugi. O, dăm două de 175. Mișto. Putea să-mi dea două de 250, dar hei. Nu prea am dat și mie galbene, nici mașina aia nu era galbenă, mă, frate, era mov. Cred că legendar, galbenul ăla e gen ceva legendar. E cam sărăcie pe legendare, uite, era o de-aia de paie, mă, mi-a dat 55.000. Din 3 de-alea abia mi-a dat 55.000 de cârâuri, iar a apărut aia de paie. Nu vrea să dea, mă, chestii galbene. Galbenii ăla să-i portocaliu. Incredibil așa ceva. Deci bate joc de mine jocul ăsta. Incoming, ok. TVR, mi-a dat un TVR. TVR Speed, e mașina TVR-ului asta. Cu asta să duc băieții la interviuri pe teren când se întâmplă ceva. Nu, mi-ai fi dat 175 ăla, uite 250. Mi l-a arătat așa puțin doar la început.
Da, deci din astea 80 aproape de spinuri, nu cred că îmi dă nimic al meu. Bine, mi-a dat Maseratul ăla, de tot era tot mov. Nu cred că a fost cel mai bun moment de a deschide chestiile astea, că nu văd chestii galbene deloc. Mi-a dat un Sleepy. Cred că e Victory Pose de la. Oare se schimbă premiile astea, gen luată la ceva timp? Că... A, mulțumesc, chiar nici, deci nici n-am nevoie de Ferrari-ul ăla de acolo de jos. Corvette. Mamă, e mașină de aia veche, dar nu-mi place mie. Nu, să nu-mi dă... hai că mi-a dat. Cred că nu-mi dă nici măcar 200 ăla. A, 125, 175, tot pe acolo. Dacă îmi dădeai și suta aia de mai de sus, era perfect. Hai că mă umple de bani, mă umple de cărâuri. Câteodată, nu mereu. Câteodată îmi dă 1000. Deci ăla, cred că e cel mai tâmpit premiu pe care poți să-l primești, mă frate, 1000 de cărâuri. Mi-a dat, nimă, mi-a dat, când eu, nu mi-a mai dat toată asta sau era altă culoare? Nu cred că era galben. Ok, hai că mi-a dat bănuți aici. Mini Countryman. Mi-a dat un Mini Cooper. Nu mai pot dau skip, nu știu ce se întâmplă. Cred că am așteptat prea mult. Grant Birthday Party. Ok, cred că e aia cu ta. Cred, nu știu. Aia e singurul sunet care vine în cap când aud ceva de Birthday Party. Din toate mașinile îmi dau un Ford vechi. Nu pot zic că mi-ar fi plăcut. Dăm 300-le, nice. The Kraken. Bingo bongo. De ce sclipește așa, mă frate? Mi-ai dat 300.000 de cărâuri, nu mi-ai dat ceva spectaculos. După aia îmi dai 5.000, îmi dai 25.000 din 3 de alea. Ok. Nu știu câte am deschis, trebuie să mă uit. Ah, fuck. Trebuie să mă uit pe videoclip ca să scriu și eu acolo. Super, deci superul spinul astea practic sunt 3 spinuri în același timp. Deci gândiți-vă, 78 erau sau 79, ori 3. Mama, mama. Și după aia plus alea normale, că am și de-alea. Mă simt ca la păcănele. Mitsubishi GTO. GTFO. Hai, Audi TTS, nu vrei TTS. Nimă, era ceva galben în stânga acolo. Dă-mi Nissan-ul ăla, mulțumesc. Băi, ești nebun? Would you like to do... What would you like to do? Send a gift. The gift. 32.000. Ok, n-am zis niciodată un cadou. Hai să trimic și eu. New players, returning players, new Hall of Fame, community contributors. Contributors. Hai să dăm la new players. Welcome to Horizon, enjoy your adventure, hope you'll enjoy the game as much as I do. Welcome, here is something to help on your Horizon journey. Asta. Your player name apare Emil. Emil e nume de fată. Mi-am pus numele la Emil pentru că sună, mă rog, sună mai apropiat de al meu. Știți, când intri în joc, zice asta, welcome back, sau nu știu cum zice, te salută când intri, gen. Hai că las așa. This car will not be added to your garage, are sure you want... Da, mă, în pui mei, ieși, do not... ieși de aici! Și am făcut și un achievement pentru că n-am mai trimis niciodată, v-am zis. O, 175.000, 200.000 în total, hai că nu e rău. Dăm McLaren ăla. Mi-a dat o Morgan 3 Wheel. Cred că am mai văzut mașina asta. În jocul trecut sau ceva de genul ăsta. Da, super, 70.000. Dăm două... Mamă, deci cum i-a ales numai verde din toate alea? Puteai să-mi dai Mustang-ul ăla din 2018, nu m-aș fi plâns deloc. Toate că
e mega greu de controlat. Microsoft Teams calling. Ok. Nu folosesc Microsoft Teams-ul, dar... Dă-mi rochea aia acum, dacă tot mi-o arăți, Raul Uriaș Sandres. Dă-mi ceva bun. A fost cam jale, ce pot să zic. O, Silva, nice. E faină mașinuța. A fost cam jale, uite, era acolo un galben, dar n-a vrut să mi-l dea. Nu mi-a, adică mi-a dat câteva chestii. Ce licări așa, mă, frate, la Ford-ul ăla, nu înțeleg. Mi-a dat vreo câte, mi-a dat vreo o mașină galbenă. Nu știu dacă mi-a dat mai mult de una. Mi-a dat Koenigsegg-ul ăla, care nu știu cum se citește. Și mi l-a dat pe toate, mă așteptam asta. Bun, au fost 79, cred. Hai să vedem ce am aici. Am 114, mamă, aici o să dau așa pe repede înainte, că n-am chef. Ce e asta? Aici din a treia mi-a dat deja Apollo intensa emoțiune. Nu știu ce mașină e aia, dar... Bă, ești nebun, fiți atenți că dă... Bă, ești nebun? Deci uitați-vă ce dă la ăsta normal. Numai premii bune. Bine. Fără de 5 ăsta. Sper să nu faceți... Să nu vă dă epilepsie că dau așa skip în prostie, dar... Sunt multe, frate. Un Z4, nice. Ce nu suport eu BMW-urile, dar Z4, Z-ul îmi place. Dăm mașinuța aia. Cred că e legat tot de NFS World, că vă ziceam eu cu niște mașinuțe de NFS World, că am avut un Z3 în NFS World la un moment dat. Da, mă, deci îmi dă premii mai șmechere, să mor, dar nu-mi mai bune decât în 3 de-alea odată. Majoritatea, uite mașini și numai 200.000 și, mă rog, numai. Mi-a dat 200 și 300 și mai dă, uite, nu mi-a dat 15, mi-a dat 50. Vreau să-mi dea 300 de sumi, mi-a dat un M5, nu-mi place M5-ul ăla. Ok, dăm ceva bun. Corvette, nice, mașină, e bună că e mașină. 100.000, ok. 125.000, nice. Mai departe, 10.000, asta e caca. Mai departe, era o mașină de-aia Forza Edition. Păi să-mi dai 200 la sus de acolo, nu mă spram. Hai că te buranjești deja. A început să prostească. A început să mă ia pe mine durerea de cap. Ok. 5.000, ok, hai mai departe. Epic Ship, am citit semn Epic Shit, nu mai contează. De 50.000, de mă ceva galben, bine mi-a dat în al treilea sau nu știu câte le-am zis. Volkswagen ăla asupra mi-ar fi plăcut, m-aș fi bucurat tare dacă mi-l dădea, sau Ford-ul ăla, dă-mi o mașină șmecheră. Mi-a dat un Ford verde. Ok, bune mașinile astea, le-am acolo, dar... Ok, 5.000 e caca, nu e ok. 200.000. Sunt curios câți bani o să am. O să mă uit pe filmare că am avut înainte, dar nu mai țin. Aveam puțin bani, nu știu că 3 milioane și ceva, sau nu știu. 3-4 milioane, ceva de genul ăsta. Skullbell, nici m-aș fi vrut ăla. Pălărie, șapcă. 5.000, ăsta era cel mai nașpa între toate trei. Aaa, 1.000! Deci 1.000 lei e bătaie de joc când ți-l dă. Dă-mi mașini, nu vrea. Nici acum nu vrea să-mi dea mașina. Mamă, frate, dar au fost de-astea, bă, băiatule, bă, cred că s-au dus cam aproape jumate. Hmm. 200.000? Ok, în sfârșit mai dai ceva bun. Ai și dat mult rău. Dă-mi bani, mă, frate, mă, nu-mi da trailing-ul ăsta. Yogurt. Dă-mi ceasul, nice, am ceas. De argint. Vedeți că deja mă ia durerea de cap, lăsați-o să mai bâzi o leacă roata aia. 5.000, ok. 50.000, ok, acum mai mulțim o dată cu 10? Nu se poate, da, mă rog. Dă-mi ăla de sus,
Lambo ăla, vreau Lamborghini. Megan. Arată foarte ciudat Megan-ul ăsta. Stai că a început iar să dea bine. Dă-mă frate și mie ceva bun. Dă-mi Lambo ăla, Forza Edition. Nu vreau. Ce era asta? A, Huayra. Nu știu ce era, dar era de la șmecher. Ok, 250 de mii, nu mă supăr. 100 de mii, noo! Mi-a dat blugi. Dă-mi, acum puteai să te duci sus la Honda aia. Dai 1000, mă. Dai chestia cea mai de cacao. Super, hai. Hai, nu-ți mai bate joc de mine. Dă-mi Salenul ăla. Nu știu ce mașină e aia, Salen. Nimă, era să înceapă cu 175. Să termine tot cu 175. John Cooper Mini. Ori e Mini, ori e John. White tucked in. Aha, e băgat în pantaloni. Dă-mi, nice. Mi-a dat ceva. Pontiac, what? Ok. E Forza Edition, dar e din 87 și e Pontiac. Șanse minime să o folosesc. Blue Square Watch, wow. Ce descriere. E albastru și e pătrat. Killer Instinct Team. Ok. Killer Instinct. În ce joc poate să fie asta cu Killer Instinct? Mă întreb eu oare. Dă-mi 200. Ok. Renault S-Turbo din 80. Am văzut că o să apară un DLC nou. Sau cum îi zic ei, un expansion nou. S-au luat de fapt nu s-au... În fine, au împrumutat cuvântul de la Blizzard, pe care i-a și cumpărat Microsoft-ul. Nu e DLC, e expansion. În fine, e ceva cu raliu. Nu mi se pare ceva așa wow. Adică în comparație cu Lego, cu Hot Wheels, adică alea aveau o temă așa mai interesantă, mai diferită, Hunigan. Dar așa, ăsta cu raliu aduce un pic parcă se duce un pic mai mult spre simulare, spre dirt. Gen jocurile dirt, nu să ce spre noroi. Care are chestiile alea, ai copilot, zice drăciile alea, cum zice el, left 40, right 30. Știți voi, dacă ați jucat vreodată, sunt niște termeni. Bine, astea 30-40 sunt gradele. Dar îți apare sus pe mijlocul ecranului ce urmează să se întâmple pe circuit. Și mă rog, arată ei, e un mini trailer, așa arată ei că, na, poți să te joci din... Bă, rog, poți să te joci... Așa e jocul făcut, dar dacă vrei simulare mai mare, să te bagi de acolo din cockpit, din cabină, să te joci din cabină și... să o dai mai mult spre simulare. Mă uit să văd dacă mai am ceva chestii pe aici, nu știu ce sunt toate astea, pe aici nu mi-apar mie, dar n-am chef. Uite asta cu accolades, chestiile astea mi se pare că îmi primesc... Dar bine că astea nu sunt, nu e nimic interesant la ele, că deja știi ce primești. Ok, lume, cred că asta a fost tot, n-a durat decât vreo 20 de... Mamă, oricum nu se uită nimeni, dar o să le fac un calcul la final și o să pun în titlu. Pe v-a plăcut, până data viitoare, baftă maximă!